Să încep. M-am dus la Scornicești. Da. M-am dus în teren. Nu m-am oprit la ce scria presa din 90. Și acolo am stat de vorbă cu toți aceia cu care se putea sta și care avuseseră într-un fel tangență cu familia. Rude, cunoscuți și așa mai departe. Inclusiv un fost primar care fusese primar și după 90, care îi cunoscuse și care mi-au povestit și de unde, cum trăiseră și de unde am aflat că nu era nici pe departe o familie de jos. Am cunoscut la Slatina și pe o verișoară de-a lui Nicolae Ceaușescu, cu care acesta a făcuse școala împreună și cu a cărui tatăl lui Ceaușescu neguțase prin București. Am aflat că o perioadă tatăl lui Ceaușescu fusese chiar primar, că își încercase norocul și negustorie. Andrușcă. Că avuseseră, Andruță, da? Andrușcă. Că avuseseră 10 hectare de pământ. Asta i-ar fi plăsat la categoria chiaburi, nu erau de niciun fel prea departe. Deci a fost o surpriză care arunca în aer mitologia aceea cu copilul de la țară căruia nu-i place munca la câmp, uh-huh, și care apucă el calea orașului așa de capul lui, dar nu se mai scria vârsta la 11 ani, și care se gândește ce să facă el pe lume, dar nu reușește să facă decât, vezi, Doamne, o mizerie de meserie precum aceea de cizmar și, pe urmă, nici cizmăria nu-i place și se gândește că lucrul cel mai ușor și cel mai profitabil de pe lumea aceasta e să devină un politic. Meseria cam aceasta era. Meseria de cizmar, care nu era în lumina ridicolă pe care au ținut mulți să o arate. A scris o carte de memorialistică foarte frumoasă. Unul dintre foștii directori ai Bibliotecii Academiei, care are și talent literar, care a fost fiu de cizmar în București și care povestea cu lux de amănunte cât de dificil se învăța de acea meserie. Era o breaslă. Noi nu avem o tradiție de breaslă. În perioada interbelică, însă, capitala și-a dublat numărul de locuitori. Au venit desculții de la țară care își încercau norocul în capitală. Și cum altfel te puteai duce acasă, arătând mai concret pentru cei pe care îi lăsase și care ai reușit în viață, decât să nu mai vii încălțat cu opincile pe care le-ai fi purtat iarna, că vara umblai desculți, veneai cu ghete făcute la comandă, la cizmar. Dar înainte de asta, surpriza mare a fost situația școlară a elevului Ceaușescu. M-am dus la Slatina, la arhive. Mi s-a spus, catalogele au fost predate la arhivele din Slatina. Acolo am găsit un director de arhive, căruia îi mulțumesc de fiecare dată, care lucrase înainte în diplomație, care mi-a pus la dispoziție foile, matricole și cataloagele cu o exclamare: Doamne, de când aștept pe cineva să vină să le vadă. Deci toți cei care scriseseră până atunci, niciunul nu trecuseră pragul acelei arhive să vadă, să confrunte informațiile folclorice cu... Exista, într-adevăr, un Nicolae Ceaușescu, da, cred că mai mic, am scris în carte, mai mic cu vreo 2 ani decât acest Ceaușescu, care avea într-adevăr o situație școlară proastă, dar care nu era acest Nicolae Ceaușescu, pentru că stai și te gândești. De vreme ce acest individ a ajuns să susțină dialoguri, convorbiri cu mari oameni politici ai vremii respective, păi cum nu va fi reușit să facă față unui grup de elevi de la țară, câți vor fi fost, 20-30 de copilași care nu veneau de la o casă cu bibliotecă și de ce să fi fost învățătorii atât de nemulțumiți de el? Ceaușescu era cam al treilea în clasă.
părinții nu vedeau un mare viitor în școală, m-am convins de acest lucru și nici n-ar fi avut cu ce să-i întrețină.